deja în parte. Și aș amintea acum doar câteva dintre acestea. Creșterea salariilor, creșterea pensiilor, creșterea produsului intern brut, programe de inițiere a primei afaceri, iar acest program am început domnul ministru Bolzeanea, când era ministru economiei și secretar de stat și am colaborat foarte bine și pe perioada respectivă, crearea de noi locuri de muncă, aproape 200.000 de locuri de muncă, 2 ani, ceea ce reprezintă poate nu foarte mult, dar suntem într-un drum bun. Datorită guvernării PSD-ALDE, România a registrat la sfârșitul anului trecut cea mai mare creștere economică, 7%, dintre toate țările din Uniunea Europeană. Vreau să felicit pe domnul președinte Tăriceanu pentru modul profesionist în care a organizat partidul și pentru viziunea pe care i-a inspirat-o. Experiența și principiile pe care dă dovadă a făcut din ALDE una dintre forțele politice ale României. În adevăr, care putem să spunem numai la colțuri de sătos și vă doresc succes și ne dorim să depășiți PNL-ul. Eu țin că de altă. Aveți un factor de echilibru pe scena politică românească foarte bun și vă mulțumim. La nivelul ca vă asigur de întreaga noastră disponibilitate de a continua parteneriatul și de a asigura ieșirilor un trai mai bun. Județul Iași se dezvoltă într-un ritm alert. Suntem pe primele locuri să avem ceea ce proiecția proiectului de fonduri europene și alte financiare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Până în anul 2020, toate comunitățile din județ Boscăre au de transformări pozitive. Fiecare primărie au cel puțin un proiect, două, trei, cinci proiecte. Îi felicităm pentru ajutorul dat. Ca să facem paralelă și vreau să mulțumesc domnul președinte, în care au găsit domnul vicepreședinte Chiră și domnul Lasu Bătăr, în păcate, pentru puțin care am o comunicare foarte bună și am instituția primării, sper să-mi facă lor. Vreau să mulțumesc în domnul Chirilu, în domnul cu partenerii noștri cu dumneavoastră, am reușit să aducem în Iași până în luna mai, în acest an, am depășit 500 de milioane de euro. 256 de milioane de euro prin proiecte guvernamentale și în restul fonduri europene. Și vreau să vă spun că în septembrie vom avea în jur de 800 de milioane cu apartat în opționat cea mai mare prioritizare de 60 de milioane de euro. De ținta noastră, pentru Iași, este de 1 miliard de euro. Vă doresc succes în desfășurarea alegerilor și dorim să fim în continuare parteneri. Dacă vom avea același echilibru politic, cu siguranță, o să-i vă mulțumesc. Domnul președinte, această alianță politică între ALDE și PSD riscă de ghilimele să facă recordul de longevitate de tranziție. Mi-a debutat în primăvara anului 2014, iată deja are 4 ani și se întâmplă ca să ajungă cel puțin până în anul 2020. Aș vrea acum să cobor puțin la partea birocratică, să vă rog să luați act și să votați, desigur, cele două comisii suverane ale întâlnirii noastre, comisia care redactează procesul verbal formată din doamnele Ana Maria Cristina Cojocea și Aurelia Olaeno. Dar aici avem și un ajutor pentru care mulțumim televiziunilor care nu înțeles că vor fi mai integrat ședința noastră, să ne înțeleg cum avea și un reper de transcriere. Și comisia de numărare a voturilor care va fi condusă de domnul Andrei Poma și în care vom avea pe Marcel Lupu, Constantin Luca, Ionel Mocanu, Ionel Sartu, Dragoș Marcoș, Constantin Dobreanu, Cornelia Vasiliu, Ciprian Dascălu, Relu Onunțu și Andrei Poma și Marcel Lupu. Am să vă rog să votați aceste componente, aceste două componente. Ce este? Da. Nu este împotrivă? Nu. Bun. Acum aș vrea să introduc dintre vorbitori pe ministrul de Relații cu Parlamentul, Viorel Ilie, și în preambul mă doresc să confirm susținerea pe care ALDE o dă acestui guvern, implicarea pe care o avem în proiectele economice ale Guvernului, susținerea pe care o dăm și pe care aș numi
o susținere selectivă, pentru că au fost proiecte care au fost avansate de unii consilieri sau colegi din guvern pe care noi am încercat să le modificăm sau în formă de a să ne abandonăm atunci când ele nu s-au fi aplicate. Așa nu avem colaborare incondiționată, pentru că ar fi bună pentru colegii noștri să fie incondiționată. Este o colaborare selectivă și privința asta, atitudinea lui Viorel mie, o atitudine demnă și care a răspuns uneori la provocări dificile, inclusiv de natură umană, este o dovadă. Viorel mie, senator de Bacău și ministru pentru relații cu Parlamentul. Și aș vrea să vă salut și numele organizației județene
Bacău, care e membru sunt, împreună cu colegii mei, domnul președinte Abraham și ceilalți colegi care au venit astăzi de aici. Avem scoruri care ne arată că am depășit Partidul Național Liberal. Eu personal nu doresc decât să confirm aceste cifre din sondaje. De ce nu? Poate mai bine și prin activitatea noastră de zi cu zi, prin întâlnirile pe care le avem, prin ceea ce facem noi, să punem și o picătură de politică acolo, pentru că nu facem altceva decât să întărim ceea ce se spune despre noi. Avem un lider politic pentru care cred că toate partidele politice ne invidiază. Un lider carismatic, un lider care este ancorat și prezent în viața de zi cu zi, în problematica de zi cu zi a țării și a partidului, și care este locomotiva care ne duce spre ceea ce cu toții sperăm să ajungem. Să fim un partid a treia, a doua forță politică a țării și să fim un partid care să nu mai fim între 5 și 10% sub acea secure a pragului electoral sau a prezenței sau a neprezenței noastre în activitatea administrativă locală, județeană și națională. Deci, eu vă încurajez pe toți să susțineți acest demers, să întărim lucrurile partidului și să le atingem obiectivele pe care le-am propus. Câteva cuvinte despre programul de guvernare. Nu am să ocup foarte mult timp în a vă enumera multe. Vă spun, o ședință de guvern are cel puțin 30 de puncte pe ordinea de zi. Cel puțin. Au fost ședințe și cu 50 de puncte pe ordinea de zi. Dar vreau să puntez câteva lucruri. În primul rând pentru tine. Joi, miercuri am avut ședința de guvern și a fost la a doua lectură programul Investește în Tine. Un program prin care Guvernul României acordă 40.000 de RON pentru cariera educațională, culturală, sportivă, de pregătire profesională a fiecărui tânăr până la 26 de ani. Cu posibilitatea să mai acceseze încă 20.000 de lei dacă în această perioadă are și un loc de muncă. Programul se adresează și pentru cei peste 26 de ani, dar suma este cu doar 35 de milioane. Să vă spun pentru cei din administrația publică, pentru că este un domeniu care îmi place mie foarte mult, pentru că provin acolo. Primari, Consiliul Județean. Avem legea parteneriatului public-privat. Este o nouă poartă deschisă către alte zone de finanțare pe care puteți să le accesați pentru a vă atinge obiectivele de investiții pe care le-ați făcut în comunitățile dumneavoastră. În final, fără a mai enumera, ultima informație pe care am analizat-o ca și ședința de guvern de miercuri este cifra ce ne spune statistica. Câștigul mediu net salarial pe luna aprilie 2018 este cu 14,7 mai mare decât aprilie 2017. Deci, într-un an de zile, o creștere de aproape 15%. Eu cred că sunt cifre care ne arată rezultatele acestei guvernări. Eu vă mulțumesc, vă urez succes, să alegeți pe cine trebuie, să câștige cine trebuie și cu toții să rămânem în continuare o forță aici, în Moldova, așa cum ne știm de mulți ani și când am activat în celelalte, cele două structuri din care s-a format anul. Vă mulțumesc și vă urez succes tuturor! Hai să facem altfel să fim totuși a treia forță și nu a doua, prima să fie poporul român. Și noi ceilalți. Mulțumim!
dat nouă și pentru că exprimă acest sentiment de care avem de recuperarea de clasă ecologică la Vacii Agricultură. Un om care exprimă voința alte, aceea de a milita pentru, pentru o reîntregire a statală a românilor, împreună cu Republica Moldova, și reîntregirea spirituală, împreună cu românii din Bucovina de Nord, Valea Timocului și din toate celelalte frontiere bătute de vânturile istoriei. Domnul academician Ion Padârtă, senator Alde de Vaslui. Sunt, de fapt, arterele principale care urmesc cele două mari ale Prutului.
Dar este important să mai identificăm și alte comisii. Dar nu unde este lucrul acesta, despre securitate energetică, iar asta este cea care poate să o asigure în magistrala Părgumului și iar și Chișinău, magistrala de la Gazoduc, așa cum a promis și Ministrul de Economie în Chișinău, cu cei cu reprezentanții de aici, sperăm că spre sfârșitul anului viitor să fie dată în exploatare. Ori o speranță mare care o dea cu masarabienii pentru anul viitor este nu doar desfășurarea scopului campaniei de alegeri europarlamentare și prezidențiale, dar și prezidenția Uniunii Europene pe care o avea București. Cred că această rol, acest important rol care va avea România, va accelera procesul de integrare. Noi vorbim de lucrurile acestea pentru că eu împărtășesc așa, de la bun început am împărtășit și am asumat această cruce comunistă și în anul și în anul este, cred că bine să mai amintim încă o dată, că suntem într-un an deosebit. Așa cum se derulează evenimentele, parcă ar fi niște forțe la care se poate să deturneze în alte direcții, să le încerc. Dar, vedem încă o dată, anume, alte este acel pactul de stabilitate în coaliție și chiar de un mesaj pentru o societate de speranță și înțelegere și bună înțelegere. Nu rămâne decât să urez și conferinții și celor care vor fi aleși să continue acest drum important și plin de responsabilitate într-un ceas bun, conferința ALDE sub Iași. Vă mulțumesc! În regiunea nord-est avem câteva parteneri strategici cu care încercăm să ducem până la capăt câteva proiecte importante, sigur că autostrada aceasta care se trece de Ardeal este o